Bun venit, dragi doamne și domni care aveți soarele, luna sau ascendentul în zodia Gemeni, la etalarea pentru perioada 17-18-19 mai 2024. Să vedem împreună care sunt soluțiile pe care cărțile de oracol și tarot le expun, care sunt ideile. Vă invit să vă folosiți și dumneavoastră intuiția. Și poate că timpul pe care îl petreceți urmărind această etalare va fi de folos pentru dumneavoastră. Eu vă mulțumesc anticipat și încep, ca de obicei, aprinzând o lumânare pentru sănătatea noastră a tuturor, dar și pentru sănătatea celor dragi nouă, pentru vindecări, împăcări, pentru găsirea de soluții, rezolvarea de dificultăți, pentru cheful de viață, pentru împlinirea a ceea ce vă propuneți, dragii mei. Și nu uitați că meritați necondiționat. Sunt mai multe pachete pe care le voi consulta pentru dragile doamne și dragii domni din zodia Gemeni. Să vedem un prim mesaj despre subiectul, darul, despre menirea, despre ceea ce vor aceste cărți, da, să vă transmită. Aici vorbim despre o inspirație artistică genială. Așadar, dragii mei, fie că deja lucrați și vă folosiți în mediul profesional creativitatea, fie că veți dezvolta în acest weekend un hobby, vă veți da voie să vă descoperiți vocațiile latente, dar această carte vorbește foarte frumos, are numărul 27, deci putem vorbi de o vârstă, 27, la fel și 72. Mai pot vorbi despre ora 14, despre ora 9, despre un interval orar între 2 și 7. Jofiel este arhanghelul care vorbește despre un ajutor pe care vi-l va oferi ca să manifestați spontan o stare de creativitate, oferindu-vă inspirația și protecția în domeniul artelor inițiatice și facilizând pentru voi niște realizări artistice geniale și divin inspirate. Dragii mei, probabil că o să vă și mirați de efectul acestei creativități pe care o manifestați în oricare dintre planurile vieții voastre. Dar dați-i curs pentru că este, se pare, un dar important. Hai să vedem și pachetul de tarot, da? Să amestecăm aceste cărți, să vedem care dintre ele doresc să iasă. Păi văd în primul rând magicianul. Da, veți crea, veți convinge, oamenii vă vor asculta, oamenii vor fi foarte impresionați de voi. S-ar putea să vină în viața voastră acest magician, dacă nu sunteți voi înși vă. Să fie o persoană din berbec, gemeni sau săgetător. Dar parcă așa cum vă doriți, așa și obțineți. Dar ce frumos, a doua carte, asul de cupe, din nou creativitate, dar și prosperitate. Văd iubire, împăcare, vindecare. Asul de cupe se revarsă, dragii mei, cu o prosperitate spre voi. Zodia Gemeni este destul de inspirată și se pare că va avea într-adevăr o perioadă foarte frumoasă, da, la acest sfârșit de săptămână. Hai să mai vedem, pentru că au fost două cărți frumoase, Asul de Cupe și de asemenea, ia să vedem ce mai avem. Avem un cavaler de cupe. Păi văd armonizări, văd vindecări, văd oferte de muncă, văd oferte de dragoste, faptul că vă împăcați, faptul că găsiți o cale de mijloc, sunteți creativi, receptivi, dar vă și exprimați într-un mod excelent, dragii mei. Da? Raci, scorpioni, pești pot fi în viața dumneavoastră. Iată și un 10 de monede. Și taurii, fecioarele sau capricornii se vor manifesta în jurul vostru. Cu 10 de monede văd o familie fericită și lipsită de griji materiale. Văd de asemenea un sar cărțile, ați văzut? Una, două pentru voi. Vă bucurați de familie, de grupul de prieteni, de un loc de muncă deosebit, o afacere.
strângeți 10 monede, primiți o sumă de bani, dar e vorba despre prosperitate. Și iată și un 10 de cupe. Și emoțional au loc împăcări, au loc vindecări. Din nou persoane din rac, scorpion, pești. Păi, dragii mei, ce cărți frumoase să nu fie de ochi această etalare a voastră. Și iată și împărăteasa. Deci nu uitați că ați avut magicianul ca primă carte, asul de cupe a doua carte. Aici avem cavaler de cupe, 10 monede, 10 cupe și iată și împărăteasa. S-ar putea ca o parte dintre persoanele din gemeni să nască sau să afle că sunt însărcinate sau să rămână însărcinate în acest weekend. Poate fi și o doamnă din taur, poate fi mama dumneavoastră, dar și o abundență, da? O mărinimie a voastră, o strălucire, o bogăție care se manifestă. Hai să vedem și încă o carte. Încă un mesaj, da, iată, un mesaj, vorbește de nouă de spade. Voi ați avut, să știți, o perioadă grea. Ați avut o perioadă grea. Weekendul ăsta vine să armonizeze mult lucrurile. Pentru că la nouă de spade ați avut insomnii, ați avut niște griji. Gemeni, balanțe, vărsători, s-ar putea să vă fi necăjit, să vă fi, nu știu cum să spun, să vă fi... făcut așa să nu fiți prea armonioși. Și vedeți, mai e nevoie doar de o soluție ca să ajungeți și la un 10 de spade, ca să spuneți gata, am scăpat de griji. Dar nu mai este mult. Nu mai este mult. Deci focus pe prieteni, pe familie, pe aceste binecuvântări pe care eu le văd. Hai să trecem acum și la îngerii romantici cu cele două pachete identice, să vedem energia voastră, dragi doamne și domn din gemeni. Ia să vedem energia voastră. Iată, a ieșit o primă carte, o lăsăm aici și, bineînțeles, pregătim și pachetul persoanei la care voi vreți să vă gândiți, fie că aveți sau nu o relație, o conexiune, o legătură, ori pur și simplu vă gândiți la această persoană. Da? În cazul în care se întoarce, o voi prelua cartea, dacă nu, o vom extrage. Da, uite, a fost și la persoana asta, a ieșit cartea. Voi aveți iertare și împăcare, învățare din greșeli. Persoana cealaltă are încredere. Se pare că voi, într-adevăr, ar trebui, în primul rând, voi să vindecați trecutul, să le liberați, ca să puteți experimenta mai multă dragoste în momentul prezent, da? Să faceți acest lucru, iar persoana cealaltă trebuie să aibă mai multă încredere în voi, pentru că el sau ea are niște rețineri. Hai să vedem, uite, pentru voi finanțele, cariera, reprezintă un motiv care vă ține totuși departe de a fi romantici, de a fi jucăuși, iar cealaltă persoană știe că merită să vă aștepte, știe că veți găsi o cale, știe că timpul divin lucrează în favoarea dumneavoastră. Și cea de-a treia, ce frumos, văd o dependență a persoanei a ta față de el sau ea, dar văd și dorința acestei persoane de a da o șansă relației. Deci lucrurile merg bine, voi sunteți într-un proces de vindecare, de înțelegere reciprocă și veți răzbi, dragii mei, orice s-ar întâmpla, fie că aveți sau nu relație, fie că aveți conexiune sau prietenie. Hai să vedem o carte care să discute sau să vorbească mai mult despre alchimia dintre voi doi. Atenție la infidelități! S-ar putea să fie vorba aici de relații trio, ca unul din voi sau amândoi să fiți angrenați în alte legături, sau s-ar putea să fie vorba despre o gelozie, care fie e fondată, fie nu. Și această gelozie ar trebui oarecum comunicată, discutată, la nivel asertiv și diplomat.
pentru că uneori se iau decizii pripite, uneori acționăm pe niște presupuneri fără a discuta și este păcat, ar spune cartea. De asemenea, atenție la legăturile care nu sunt bazate pe moralitate. Cartea spune, faceți alegeri înțelepte respectând moralitatea. Voi știți, dragii mei, cel mai bine. Hai să vedem ce spun și ce sfaturi ne aduce acest pachet pentru Zodia Gemeni în perioada 17-18-19 mai 2024. Păi un prim mesaj este acesta, să observi niște sincronicități, anumite coincidențe, fie faptul că te sună o persoană la care te gândești, fie că întâlnești o persoană spre care mergeai, fie că se întâmplă să nu primești ceva și se dovedește ulterior că este bine. Așadar, fie că se întâmplă pe pozitiv, fie că se întâmplă pe ceva mai puțin plăcut, ai încredere în divinitate. Sincronicitatea face ca lucrurile să se petreacă la momentul potrivit pentru tine, pentru binele tău suprem. Hai să vedem al doilea mesaj. Iată, resentimentele ar trebui eliberate. Probabil că există această nemulțumire, da, a ceea ce nu am primit. Și atunci, sau e un afront pe care ni l-a făcut o anumită persoană, sau încă suntem supărați din anumite motive care nu au depins de noi și în urma cărora normal că ne-am simțit foarte rău. Al eliberare sentimentele înseamnă a le accepta că s-au întâmplat toate lucrurile acelea neplăcute, a le da drumul, a vă împăca, da, și cu situația și cu persoanele respective la genul iertării și a învățării din greșeli. Nu înseamnă să dați șanse unor persoane care nu vă merită. Și asta simt dacă voi veți reuși totuși să vindecați ceva. Hai să vedem al treilea mesaj care dorește să vă povestească. Iată, să vă folosiți această creativitate despre care am vorbit și în primul pachet. Deci încheiem această buclă a citirii gemenilor cu urarea sau cu îndemnul de a îndrăzni să fiți creativi. Pictați-vă acești norișori în culorile pe care voi le preferați. Faceți acest curcubeu peste orice situație pe care sper din tot sufletul că ați depășit-o, dacă a fost negativă sau că încă vă bucurați, da, de o situație pozitivă în care ați simțit că trăiți din plin. Eu vă doresc un weekend minunat, să aveți parte de tot ce este mai bun și mai frumos. Vă pup și vă îmbrățișez cu mare drag, așteptându-vă, bineînțeles, și la următoarele etalări. Să aveți grijă de voi! Pa, pa!